organizarea și desfășurarea primei ediții a Săptămânii Culturale, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural-artistică de creație și interpretare, a cuprins în orașul nostru mase largi de oameni ai muncii, de vârste și profesii diferite, fără deosebire de naționalitate. Puternica emulație artistică care a străbătut orașul de la declanșarea Săptămânii Culturale a ilustrat modul în care organizațiile de masă și obștești, toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea ei, au înțeles să stimuleze spiritul creator al oamenilor muncii, al talentelor din popor, ca o expresie vie a democratismului societății noastre, a preocupării continue pentru exprimarea plenară a personalității umane prin mijloacele artei, ca emanație a maselor și bun al acestora. Români, germani, maghiari, sârbi și de alte naționalități ai acestor locuri, neîntrecuți în muncă, au adunat tot frumosul din inimile lor, iar în clipele de răgaz îl cântă cu tot patosul, împodobindu-l din răstimpuri milenare cu lacrimi, cu dor și iubire de țară, făcându-i holdele bogate să cânte în anii prezentului luminos și să salte în iureșul muncii libere și descătușate. S-a relevat puternica zonă pentru creația artistică în rândul producătorilor de bunuri materiale care își înscriu activ dezideratul reflectării pasionate, revoluționare a vieții în tematică, al perfecționării continue a modalităților în expresie artistică. În această privință, este de netăgăduit rolul stimulator al contactului permanent cu artiștii profesioniști, precum și al unor dese confruntări ale amatorilor cu publicul. Se impune a fi menționat momentul întâlnirilor care au avut loc între scriitorii bănățeni și membrii cenaclului literar Dimitrie Țichindeal din orașul nostru. Manifestările Săptămânii Culturale a fost organizată și întâlnirea cu reprezentantele femeilor din orașul nostru, la care pionierii și-au manifestat eterna lor dragoste și recunoștință față de mamele lor, oferindu-le buchete de flori. O inițiativă valoroasă în această perioadă a cunoscut o creație artistică. Cu lucrările create s-au organizat expoziții care au întregit manifestările artistice din cadrul Săptămânii Culturale și care au dat posibilitatea confruntării deschise a creațiilor artei cu masele populare. Oh yeah.
Cântarea României, din vremea României socialiste multilateral dezvoltate, înseamnă tot ceea ce este mai bun, mai valoros, mai curat în gândurile, în simțirea și în lucrarea tuturor creatorilor din toate domeniile, de toate profesiile și din toate generațiile. Cântecul de masă, revoluționar, cântecul avântat, mobilizator, exprimând bucuria de a trăi și munci într-o țară liberă, frumoasă și bogată, cântec care să însuflețească pe oameni în strădania lor de a spori neîncetat numărul și amploarea înfăptuirilor socialiste. Pasiunea interpreților față de etnografia și folclorul timișan, dorința lor de a duce mai departe comorile spirituale acestui colț de țară, s-au materializat în prezentarea de cântece vechi învățate de la interpreți bătrâni, precum și cântece noi, izvorâte din noua realitate a plaiurilor noastre. Prezența așteptată pe scena festivalului, brigăzile artistice au adus o notă de prospețime în combaterea parazitismului, în satirizarea celor care nu dau randament în procesul muncii, ori a celor care întârzie cu regularitate. Texte expresive, bogate în sugestii, scene de ansamblu alternând cu monologuri și dialoguri într-un ritm vioi, veselia imprimată în orice mișcare, iată ce a dat culoare acestor spectacole. Dansurile din zona noastră folclorică se întrec în spectaculozitate și dinamism cu cele din celelalte zone folclorice ale țării, în urma cărora câștigă arta, frumosul și tot publicul spectator, lăsând neuitată marea bogăție spirituală a poporului nostru. Repertoriul formațiilor cuprind dansuri populare românești, germane, maghiare și sârbești, iar costumele originale specifice fiecărei naționalități dau spectacolelor fast, culoare și notă de autenticitate. Un suflu de sărbătoare a însoțit fiecare manifestare a acestei ediții a festivalului. Se simțeau bucuria, emoția și dorința tuturor de a fi fiecare cel mai bun.